Peste 80% așadar dintre angajații români consideră că își vor petrece concediul în țară. E o concluzie absolut firească dacă e să ne uităm la vremurile pe care le trăim. Mihaela Dobre, reprezentant al companiei de recrutare, mulțumesc, doamna Dobre, pentru prezență. E firesc cumva să luăm în calcul chestiunea legată de turismul intern într-un astfel de context. Ce vă mai spune dumneavoastră acest sondaj pe care l-ați realizat? Ce ar mai fi de reținut din el? Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și cu siguranță criteriul alegerii vacanței din vremea coronavirusului va fi cât de mare este siguranța oferită de gazde. Din sondajul realizat de Best Jobs este că românii se vor îndrepta vara aceasta către turismul intern, cum are și din sondaj 80% din respondenți au afirmat asta, mai puțin către cel extern. Deci oricum vor merge mai puțin decât anul trecut în afara țării, pentru că vor considera că e mai sigur să călătorească în interiorul țării. Observăm că 57,4% aleg să-și petreacă zilele libere la mare sau la munte și alții 24,8% chiar acasă. Îngrijorarea, relaxarea prea mult a măsurilor, faptul că nu se mai respectă regulile de igienă și de distanțare socială, dar și incertitudinea venitului este o parte din factor de... Reiese practic din sondajul pe care l-ați făcut această incertitudine, pentru că ea până la urmă poate să fie cea care pune frână oricăror planuri de vacanță mai curajoase. Da. Criza sanitară le-a adus multor angajați pe lângă temeri din cauza bolii și o scădere bruscă a veniturilor. Tot din sondajul realizat de Bejos este că 36% din participanți au reușit să-și păstreze intact bugetul, în timp ce 25% au declarat că în lunile de restricție veniturile au scăzut cu până la 25% și sunt 24,5% ce susțin că scăderea a depășit chiar și 50%. Există însă ca percepție, nu știu dacă a fost în chestionar această întrebare, dacă rămânem cumva într-o zonă de optimism calculat, rațional în acest context, adică sau ni s-au necat toate corăbile? Nu, rămânem într-o zonă de optimism. Vedem și pe partea de angajatori pe Best Jobs numărul joburilor, oportunităților de angajare de la o lună la alta crește și automat dacă au fost persoane ce au rămas fără job în perioada aceasta, lucrurile parcă își revin și atunci au posibilitatea să aplice și să își poată reveni și pe partea financiară. Coronavirusul a gripat economia fulgerătoși la scară globală, însă contează să avem grijă unii de alții, pentru că criza de încredere este mai periculoasă decât criza economică, indiferent la ce nivel vorbim. Chiar dacă o companie este slăbită, trebuie să asigure funcționalitatea, să prevină blocajele de amploare și să transmită semnale de încredere către angajați. Mulțumesc, Mihaela Dobre, reprezentant al companiei de recrutare.